Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pregătește în această perioadă un moment foarte important, admiterea în noul an universitar. Cu emoție și bucurie, marea familie ULBS se va mări din 1 octombrie, odată cu finalizarea procesului de admitere, cu câteva mii de studenți dornici de cunoaștere, care vor păși cu încredere și speranță în facultățile universității noastre. Admiterea reprezintă cea din tâi treaptă către lumea studenției pentru tinerii care aleg Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Despre procesul de admitere și despre etapele care trebuie parcurse, ne vor oferi amănunte și informații importante domnul Adrian Pascu, prorector al Universității Lucian Blaga din Sibiu, vicepreședinte al Comisiei Centrale de Admitere, și doamna Sorina Corman, secretar al Comisiei de Admitere. Domnule prorector, anul acesta este al doilea an în care admiterea se desfășoară online la universitatea noastră. Cum a ajutat experiența de anul trecut pentru pregătirea admiterii de anul acesta? Da, așa este. Pentru al doilea an consecutiv, universitatea noastră folosește o platformă de admitere pentru înscrierea candidaților. Dacă anul trecut am fost cumva luați prin surprindere, deși era o dorință a conducerii universității de a trece partea de înscriere la facultățile din cadrul universității noastre în zona online. Timpul necesar anul trecut nu a fost unul foarte lung pentru a dezvolta o platformă care să aibă toate capabilitățile pe care noi ni le doream. Începând din acest an, credem că platforma vine să să fie cât mai completă și am beneficiat de feedback-ul dat anul trecut de către candidații care s-au înscris la universitatea noastră pentru a veni și împreună cu partenerul care ne-a pus la dispoziție această platformă să îmbunătățim platforma și să putem să oferim o soluție tehnică mult, mult mai bună decât cea de anul trecut. Anul trecut, înscrierile la facultățile Universității Lucian Blaga din Sibiu s-au făcut online în condiții foarte bune. Cu toate acestea, platforma de înscriere pentru admitere din acest an a fost mult îmbunătățită. Care sunt noutățile legate de admiterea de anul acesta și care sunt avantajele înscrierii pe platformă? Aș zice, în primul rând, procesul de preînscriere sau chiar înscriere le-am putea numi. Pentru candidații care au deja calitatea de absolvenți, că din luna mai am început înscrierea sau înscrierea candidaților la majoritatea facultăților. Apoi, platforma limba engleză poate să fie accesată de către doritori, mai ales pentru cetățenii străini. Explicațiile suplimentare cu care am venit în acest an în platforma de admitere pentru a ajuta candidații cumva să înțeleagă ce înseamnă o anumită categorie de locuri sau un anumit status cu care ei candidează. O altă funcționalitate, vedeta, spune eu, admiterii noastre, este plata taxei în criptomonede. De asemenea, foarte importantă e și înscrierea și confirmarea locurilor la modul psihopedagogic, precum și prezența contractelor de studii pentru candidați în platformă la momentul confirmării locurilor. Despre avantaje, păi aș spune în primul rând faptul că platforma este online. Orice candidat se poate înscrie de oriunde, fără să fie nevoie de un drum până la Sibiu. Trebuie să dispună doar de un telefon, o tabletă, un calculator sau un dispozitiv care să poată fi conectat la internet. Asta înseamnă economie de timp și economie de bani. De asemenea, tot un avantaj e faptul că pentru clasici, să spun așa, avem spații în cadrul fiecarei facultăți, spații amenajate, unde cei care doresc să se înscrie pe aceeași platformă de admitere pot beneficia de îndrumarea cadrelor didactice sau altor persoane implicate în procesul de admitere. Aș spune de asemenea că platforma răspunde cumva provocărilor moderne ale timpului, este online și asta cumva ne duce în zona noutăților. Apoi accesul rapid la informații. Candidații își pot vizualiza din contul pe care și-l creează în platformă statusul dosarului pe tot procesul de admitere. Mai mult decât atât, la momentul generării clasamentului, aceștia vor primi rezultatele
printr-un mesaj în același cont. Care considerați că au fost principalele provocări ale acestei perioade, dacă ne referim la felul în care universitatea a trebuit să comunice informații relevante despre admitere pentru cei interesați? Da, așa este. În această perioadă de pandemie, din păcate, nu am mai putut fi fizic aproape de candidații pe care noi sperăm să-i avem în admiterea din acest an. Nu am mai putut face clasicele vizite în liceele de unde noi ne racolăm, să zicem, candidații, atât din județul Sibiu, cât și din județele care sunt în bazinul nostru de recrutare a candidaților. Dar am mers pe o zonă de promovare în ceea ce înseamnă social media, Instagram, Facebook, dar și pe pagina de internet a universității, nerenunțând în totalitate la clasicele metode de promovare în presa scrisă, atât locală cât și națională, precum și prin panourile publicitare din zonele de interes ale universității. Evident, cel mai dificil este, sau ce ne lipsește cel mai mult, este interacțiunea cu potențialii noștri candidați. Dar sperăm ca celelalte mijloace alternative utilizate de noi să ne conducă la un succes al etapei de admitere în universitatea noastră. Pentru înscrierea la admitere la una dintre facultățile Universității Lucian Blaga din Sibiu este necesar un dosar. Ne puteți spune care sunt documentele necesare pe care trebuie să le cuprindă? Dosarul electronic ar trebui să conțină fotocopii după certificatul de naștere, actul de identitate, adeverința medicală, certificatul de căsătorie atunci când este cazul, dar și după diploma de bacalaureat sau de licență atunci când vorbim de înscrierile la master, desigur foile matricole și alte documente care justifică înscrierea la un anumit program sau o anumită calitate cu care candidații se înscriu. Domnule Adrian Pascu, ne-ați putea spune unde pot fi găsite informațiile cu privire la admitere pentru cei care sunt interesați? Așa cum a spus și colega mea, doamna Sorina Corman, pe platforma noastră online, admitere.lbsibiu.ro, se regăsesc toate informațiile necesare pentru cei care doresc să acceseze unul din programele noastre de studii. Acolo candidatul intră și își creează un cont și are acces la absolut toate informațiile, pornind de la numărul de locuri de la o anumită specializare, care este tipicul examenului de admitere, e concurs de dosare, este examen, probă scrisă, probă de aptitudine acolo unde este cazul la anumite specializări. Deci pe admitere.lbsibiu.ro candidații pot avea toate informațiile, la fel mai pot găsi informații suplimentare pe pagina de internet a universității www.lbsibiu.ro și încercăm să venim cu noutățile în fiecare zi și astfel încât candidații să poată să primească informația în timp util. Universitatea scoate la concurs mai multe categorii de locuri anul acesta. Ne-ați putea oferi mai multe detalii în acest sens? Ce înseamnă loc subvenționat de universitate? Sigur că da, universitatea vine cu o ofertă largă de locuri scoase în concurs. În primul rând, locurile de buget, locurile la buget pentru mediul rural, apoi tot locuri la buget destinate persoanelor de etnie romă. Mai avem locuri pentru etnici români sau românii de pretutindeni sau diaspora. De asemenea, mai avem locuri pentru cetățenii străini, care pot să vină pe locuri cu plata taxelor în valută și, de asemenea, categoria amintită de dumneavoastră, categoria locurilor subvenționate ULBS. Aceste locuri subvenționate ULBS sunt locuri cu taxă, iar taxa este zero. Candidații admiși pe aceste locuri, în momentul în care devin studenți, vor avea aceleași îndatoriri ca și studenții aflați pe locurile cu taxă, doar că taxa lor va fi zero. Deoarece unele facultăți au un examen de admitere scris fizic, ați putea preciza cum se va desfășura acest tip de examen, domnule prorector?
Da, și anul trecut noi am avut o experiență, zic eu, foarte bună în organizarea și desfășurarea examenului de admitere pe care l-au dat candidații la Facultatea de Medicină. Și în acest an, la fel, Facultatea de Medicină va da un examen scris, au opțiune din chimie sau din biologie, fiecare candidat după cum dorește. Dar nu numai Facultatea de Medicină are un astfel de examen, au și specializări din cadrul Facultății de Inginerie, specializările legate de calculatoare, domeniul calculatoare și IT. Mai există probe practice, probe de aptitudini la Facultatea de Științe, unde avem specializările de sport, educație fizică, precum și la Facultatea de Litere și Arte, unde la Departamentul de Artă Teatrală există acele probe de aptitudini pe care candidații de la specializările de artă teatrală trebuie să le susțină. Cred că anul trecut am, așa cum spuneam, am derulat foarte bine acest proces de admitere în care candidații s-au prezentat fizic în facultățile noastre și au susținut proba scrisă. Suntem convinși că și în acest an vom reuși să gestionăm acest examen. Evident, în funcție de numărul de candidați care vor fi înscriși la facultățile unde este necesară o astfel de susținere a unui examen fizic, vom pune la dispoziție spații astfel încât să respectăm toate măsurile de siguranță și de securitate prevăzute în legislația actuală, astfel încât să nu punem în pericol sub nicio formă nici sănătatea candidaților și nici sănătatea cadrelor didactice din universitate care vor asigura partea de supraveghere a acestui concurs de admitere. Continuând discuția, doamnă Sorina Corman, în calitate de secretar al Comisiei Centrale de Admitere, puteți să ne oferiți câteva informații despre cum poate fi achitată taxa de înscriere și când anume? Sigur că da. Plata taxei de admitere poate fi făcută până în ziua ultima de înscriere, se spune așa, în pasul 8 al platformei de admitere, candidații pot face această plată cu cardul sau cu ordin de plată, prin transfer bancar sau cu mandat poștal și, bineînțeles, în criptomonede, tot pe platformă, așa cum spuneam. Desigur, atunci când aleg variantele intermediare, vor trebui să încarce în platformă documentele justificative pentru aceste plăți. Pornind de la experiența pe care o aveți în acest proces, care considerați că este profilul studentului ULBS în cazul în care ați putea identifica un astfel de profil? Da, având în vedere faptul că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate foarte eterogenă, e greu de făcut un profil al candidatului. Avem facultăți de la inginerie, medicină, sport, științe socio-umane, litere, drept. E complicat de a găsi un șablon și să spunem că ăsta este candidatul perfect sau ideal pentru noi. Evident, noi ne dorim candidați și studenți buni și foarte buni. Încercăm să oferim servicii de calitate în ceea ce înseamnă actul educațional. Universitatea din Sibiu nu vine doar cu partea de învățământ, să spunem așa. În universitatea noastră se desfășoară și activități de cercetare. Studenții care sunt în cadrul universității noastre au posibilitatea de a accesa programe de internship, au posibilitatea de a participa în diverse echipe coordonate de profesori din universitatea noastră la concursuri naționale și internaționale. Sibiul în sine este o atracție, credem, pentru orice tânăr. Există multe posibilități de petrecere a timpului liber. Nu este niciun secret faptul că în fiecare an Festivalul Internațional de Teatru atrage zeci de mii de vizitatori, să zicem așa, și de urmăritori ai spectacolelor desfășurate în cadrul acestui festival.
Și nu în ultimul rând, Sibiu este un oraș sigur, cred eu. Rata infracționalității este una redusă, ceea ce poate contribui la decizia unui candidat, unui absolvent de liceu și implicit a familiei acestuia să aleagă Sibiu ca univers, ca loc unde să-și petreacă următorii 3, 4, 5 sau 6 ani, depinde de ce facultate dorește să urmeze. Cred că nu există un profil standard pentru un student anume, dar eu sunt convins că își vor crea propria personalitate venind în universitatea noastră. Și aici, dacă îmi dați voie, aș reveni cu o chestiune legată și de zona de promovare. Faptul că noi am încercat să îi facem pe posibilii noștri candidați să aleagă universitatea și printr-un proiect desfășurat la nivelul universității numit Maratonul EBS, prin care toate cele 9 facultăți din cadrul universității noastre și departamentul de învățământ la distanță au prezentat oferta educațională într-un sistem nou, să zicem, pentru noi, în transmisiuni live pe internet, prin intermediul paginii de Facebook a universității și prin intermediul canalului LBS TV de pe YouTube, transmisiuni live în cadrul cărora candidații puteau să adreseze întrebări cadrelor didactice care au venit în fața lor pentru a prezenta oferta educațională din fiecare facultate în parte. Iar acum, o ultimă întrebare care este legată de rezultatele examenelor de admitere. Când vor fi ele comunicate candidaților? La generarea clasamentului, candidații vor primi în cont un mesaj cu rezultatul obținut în procesul de admitere. Foarte important, după acest mesaj, ei trebuie să confirme locul, dacă doresc să ocupe locul ocupat conform rezultatului. Etapă foarte importantă pentru că așa vor avea acces la statutul de student în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Aș mai completa cu faptul că orice alte informații pot fi obținute de pe site-ul www.admitereulbsibiu.ro. Îi așteptăm pe candidați cu drag la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Aș vrea să le spun candidaților noștri câteva cuvinte. Aș vrea să le spun să aibă multă încredere în ei și mai mult decât atât să lupte și să facă față cu succes și cu curaj grijilor și problemelor cu care se confruntă, pentru ca mai apoi să aibă libertate. Așa vor dobândi libertatea. Iar din punctul meu de vedere, a fi student la ULBS înseamnă și a fi liber. Vă mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și la această ediție. Le mulțumim și domnului prorector Adrian Pascu, doamnei Sorina Corman și vă urăm o vacanță plăcută și multă baftă la admitere!